Îl avem și pe domnul Becali la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Domn Becali, ne uitam și făceam calcule acum pe clasament. Cine iese de acolo, de la play-off? Da, mi-e greu să cred totuși că Petrolul va ține ritmul la play-off, acum sincer. Păi noi dacă batem pe play-off-ul, batem, trecem în locul lor, facem noi 15. Pe cine dacă bateți? Noi dacă batem, cum ar veni, meciul lipsă și Petrolul batem, deja suntem pe locul 6. Da, mă rog, sunteți acolo, pe 8, practic, pe clasament. Corect, aveți dreptate, domnul Becali, așa e. Dacă batem Petrolul, facem 12, ei rămân la 15. Câștigăm meciul cu Botoșanu, facem noi 15. Deci trecem în locul Petrolului noi. Na, eu cred că, indiferent că e greu, că nu știu, eu sincer nu vă văd să nu prindeți play-off-ul, sincer, nu, chiar nu vă voi, văd. Foria. Păi nici eu nu văd. Dar e fotbal. Și la fotbal trebuie să-ți iei măsuri. Că dacă nu-ți iei măsuri, după aia te trezești cu mari emoții la pe final. Da? Deci ce înseamnă să-ți iei măsuri? Trebuie să vii prima dată pe loc de play-off. Și după aia să fii la o distanță de 6-7 puncte de o locul 6. Asta înseamnă măsuri. Dacă intri în play-off și sigur o să intrați, la câte puncte ar trebui să fii ca să poți să te bați la titlu? Adică nu, mai pe românește vă întreb altfel. Care ar trebui să fie diferența maximă să nu periclitezi șansele la titlu? Maxim să fie maxim, adică, păi nu, dar eu vreau să fim noi în față, noi să terminăm play-off în față, noi la diferență de puncte. A, voi să câștigați play-off-ul? Eu vreau să câștig. Domne, prima dată spunem rău, maxim ce trebuie să facem. Dar intenția e câștigarea play-off-ului cu 4-5 puncte înjumătățite, adică 8-9 puncte diferență. Păi și aveți timp, domnul Becali, că nu știu dacă aveți timp să faceți asta. Păi nu, păi, dar mă refer față de CFR și de Craiova, nu față de Universitatea Cluj, că de momentul ăsta nu mă interesează. A, am înțeles. Am înțeles. Deci primul obiectiv este să prindeți play-off-ul și să puneți 6-7 puncte de locul 7, să stați liniștiți. Al doilea, câștigarea play-off-ului la câte puncte, nu știu cât o fi. Și al treilea, câștigarea campionatului. Și al treilea campioană la 10 puncte, cu 4 etape înainte de final, ca anul ăsta. Am înțeles. Bine, aveți echipă, că aveți 3 echipe, nici 2 echipe n-aveți. 3 aveți, cred că acolo. Ui. O să vezi ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla? Păi că se va întâmpla că va fi un fel de vijelie de vom câștiga 3-4 goluri diferență la fiecare meci. Înseamnă că vreți să jucați pe atac, deci aia... Eu știți ce am crezut? Că sunteți, cum vă ziceam, Mutu, Master of Destabilization. Eu am crezut că ați aruncat-o așa, să-i destabilizați, că nu mai jucați cu doi închizători. Nu mai mă, ca să știe toată lumea, nu se mai joacă la FCSB cu doi închizători. Gata, la revedere. Olarul n-ai cum să-l scoți. Stănase, am văzut că e prea mare dirijor ca să poți să-l pui, să-l strici, să-l bagi atacant. Deci șut Olarul Tănase, ăștia sunt la mijloc, nu? Ăsta este mijloc. În dreapta? În dreapta depinde cine și-l câștigă. Acum l-a câștigat Băluță. Poate să-l piardă. Normal. Îl câștigă Ștefănescu. Poate să-l piardă. Îl câștigă David Miculescu, poate să-l piardă. Dar în dreapta cu e Băluță? Acum e Băluță pentru că și-a câștigat dreptul el. Și în stânga? Păi în stânga David, George Popescu și cu Musi. Știu, dar cine l-a recâștigat acum? Tot Miculescu, mă gândesc, nu? Păi dar nu Miculescu, că n-are cum să joace Miculescu, că nu mai jucăm cu Pantea în daș dreapta. Și trebuie să fie un under. A, și vă trebuie under și atunci e George, nu? George sau l-a câștigat George că a dat pas de gol, la mai revenit, după aia poate să fie Musi. Vedem pe Musi, intră Musi, e posibil să ia locul lui George. Și George să stea pe bancă. Am înțeles. Deci Băluță... E posibil, să vedem. Da. Poate jucăm în trei. Că dacă este ăsta, mi-a plăcut foarte mult de Popescu. Da. Mi-a plăcut mult de Popescu. Cum vi s-a părut? Chiar asta era una dintre întrebări. Cum vi s-a părut? Mi-a plăcut foarte mult de el și atunci, pentru că mi-a plăcut foarte mult de el, e posibil că am trei fundași centrali.
Și nu mai jucăm deloc cu fundași stânga dreapta. A, să jucați cu Înghezana, Daua, Popescu? Înghezana, Daua, Popescu și numai atacanți. Aha. Da. E. Ce se face? E. Vedeți dacă v-ați făcut echipă mare? Nu mai știți acum cum trebuie să vă gândiți cum îi puneți. Vedem cum suntem mai năucitori, cum spulberăm adversarul. Bun, dar de ce v-ați schimbat concepția? Pentru că țineți minte, anul trecut ați luat titlu și mereu spuneați: bă, Horia, ăștia-s plămânii, șut cu Alexandru, fără ăștia nu începe echipa. Și într-adevăr ați luat titlu cu ei. De ce schimbarea asta anul ăsta? Păi schimbare pentru că i-a venit Tănase care e prea valoros și care e un fel de ceas la mijlocul terenului acolo, un fel de dirijor, un cum să spun eu, un dictează de acolo tot. Nu, a zis bine, dirijorul care dirigează. Dirigează orchestra. Uh-huh. Am înțeles. Și vrei să-i faceți loc lui? Păi da. Da. Cum vi s-a părut aseară meciul? Al cui? Clujul, cu Rapidul, Clujul la Rapid. Dom'le, aseară nu poți să te pronunți. Acum ai de văzut că dacă este așa, devine pericol. Dacă Clujul joacă ce a jucat, adică e prea echipă valoroasă. Dar nu vine să cred că e o echipă prea valoroasă, că au câțiva jucători acolo care i-am dat de la mine, adică care i-am dat eu, am plisat la ei, adică... Și n-are, zic, nu știu, ori e prea bun mare antrenor ăla, Ehovistu. Sabău. Înțelegi? Da, dacă Ehovistu e prea mare antrenor, nu-i problemă nici asta. Că îi dă Ehova... ce-i dă și după aia lasă de a-l aruncă în cap pe Ehovist. Da, ok. Da, eu zic că e antrenor bun, Sabău. La Ehovist. Ei le dă tarala Ehovist și pe urmă vin în cap Ehovist, că îi lasă vrăjmașul din mână și le dă putere vrăjmașul la Ehovist. Da, e antrenor bun, Sabău, acum lăsând... Da, și chiar, lasă, da, că îi dă vrăjmașul la Ehovist. Am înțeles. Auzi? Și ori e Rapidul prea slabă. Acum rămâne de văzut una din două. Uh-huh. Rapidul nu e o echipă foarte slabă, deci nu știu ce s-a întâmplat aseară. Dar asta vroiam să vă întreb, că noastră aveți ochi. Ce credeți că s-a întâmplat? Că toți ne-am uitat așa, stupefiați, totuși. Bă, Horia, nu știu, eu știu, adică eu ce cred eu că s-a întâmplat, nu pot să spun, pentru că nu să analiza la o echipă, că nimeni nu face analiza la echipa mea. Și atunci nu-i frumos nici eu, știi? Ce mă fac acum comentator de fotbal sau ce fac analist, eu nu vreau, dar eu cam dau seama ce s-a întâmplat, între patru ochi îți spun, așa public nu-i frumos să mă bag eu să fac. Uh-huh. Da, după numai ce este cert, da? Că el, Șucu, încet, încet, fiind un om foarte deștept, își va da seama că la fotbal e mai greu decât la afaceri, că nu iei mobila cu 7 lei și o dai cu 9 lei. Înțelegi? Și că la fotbal, trebuie trebuie dictatură? Nu, la fotbal trebuie să știe de frică, în primul rând. Păi da, dictatură. Păi tu nu vezi ce le fac eu? Eu ce am zis ei acum? El, Băluță, trebuie să audă, că ei se uită pe rețele, socializări. Nu? Da. TikTok-ul, mic-toc-ul, ce văd ei asta? Ce au ei? Nu știu. Ce ei se văd? Ce ai zbecare la fanatic? Băluță și-a câștigat. Îl pierde imediat. El de frică că îl pierde, va face scoate scântei din ghete. Păi nu mai doarme până la următorul meci acum. Păi numai când va scoate scântei, când va alerga, o să vezi scântei pe teren. Și am mai observat ceva ieri, la declarațiile care le-a dat la palat. A zis, bă, vezi că nici Haralambus cu Pintilii nu sunt, da? Bă, păi Haralambus și Pintilii, ei, acum stai să văd eu. Că s-ar putea să măresc durata de antrenament. Opa! Păi iar măriți durata! Păi a venit în asta înapoi. Păi iar măresc! Păi de ce? De ce? Nu se antrenează cât trebuie iară sau ce? Păi nu, că nu știu eu. Eu știu că la mine, la echipă, eu așa trebuie fotbal. Pas, 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 pas
pas, 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 pasez, 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 mă plimb, mă demar, mă plimb, mă demar. Păi, domnul Becali, apropo, așa a făcut Cluj aseară. Primesc, pasez, primesc, pasez, primesc, pasez. Așa a făcut Cluj aseară. Păi, da, așa a făcut Cluj aseară. Pas, 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 pas. Păi, așa a făcut. Și dacă nu faci așa, atunci mărim durata. Și dacă nu, după aia, până la urmă, o să cer la mine acasă, că acum există tehnologii care le vezi la mine pe televizor, dacă pasează. Și zic că ați terminat antrenamentul, da, comunic cu tehnologia de asta, inteligența. Da. Inteligența artificială. Păi ce, că puteți să vedeți antrenamentele și în timp real? Da, 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 și inteligența artificială și zic. Încă un sfert de oră antrenamente, pas, 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 nu preluare pas, pas din prima, pas din prima, pas din prima, pas din prima. Păi eu asta vă zic, că puteți să vedeți și în direct. Și când vede eu și comand eu de acasă, stau eu în pas și zic, păi, oprește antrenamentul. Păi de ce? Nu s-a dat pasul, s-a făcut preluare pas. Pasul din prima nu mai o atinge, n-ai voie de-o. O să aibă grea pintelii cu Haralambus. Păi de capul meu. Păi da, păi, că acum am pretenții, că acum au luat bani mulți. Păi ce bani au luat mulți? Păi da, ia, băi, 200 de mii primă, ălalt 100 de mii pintele. Păi bă, trebuie să scot banii ăia, vai, vai, vai. Da, e adevărul că sunt ceva bani. Sunt, chiar păi sunt ceva bani. Păi da, nu mai e 3.000 și 5.000, e 10.000, 15.000. Și acum vreau, nu mai vreau, tu nu înțelegi că nu mai vreau preluare. Vreau pas dintr-una. Și ca să faci pas din prima, trebuie să faci repetiția. Repetiția intră în deprindere, deprinderea se transformă în fire. Și când se transformă în fire, firea, când vine mingea, asta înseamnă fire. Înseamnă că mingea când se apropie de tine, tu imediat dintr-o atingere o pasezi la altul. Faci asta lucrurile instinctiv. Da. Natural, adică. Natural. Și dacă tu nu faci așa, eu îți opresc antrenamentul. Vreau să o văd și pe asta. Bine, bine, o să vezi, o să vezi. Când pintilii o să primească telefon. Sunt Gigi Becali, vezi că... Nu, 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 că fac acolo, fac inteligența artificială acolo. Apăreți, domnul Becali, apăreți ca o hologramă pe terenul de antrenament. Și apare vocea mea direct, cum s-a făcut două atingere, apare vocea mea, oprește! Păi, dar nu e, mă, așa. Da. Cum, apropo, cum stați cu biletele, cu cupele europene? Cât s-a vândut? Băi, nu știu, 25.000, cred că, nu știu. Cât? Era 20.000 de... Și s-a... 25.000, domnul Becali? Pachete. Păi era 20.000 acum două zile. Păi asta zic, și 20, s-a ajuns la 25.000 de pachete? Păi, dar nu știu, bă, era, nu știu. Păi nu știu. Zic și eu. Păi cât o să faceți din bilete dacă se vinde, dacă se vinde tot? Păi, dar facem cam 5 milioane cu tot. Mamă, frate. Păi ce să facem? Dar mă cheamă Gigi Becali. Mamă. Păi ce să... 5 milioane? Păi dar numai, în România nu există așa ceva. Nu s-a mai, cred că nu s-au mai strâng, niciodată. N-a mai fost. Păi dar niciodată. Păi cine vreodată? Păi, păi nu putea cine altul ca Gigi Becali să facă. Da. Mamă, dar serios, face 5 milioane din bilete? Mi se pare incredibil. 4.300.000 și vă mai încă un meci. 5 milioane, da. Foarte 5 milioane. Tare. Sunteți tari. Bravo. Sunteți tare, domnul Becali. Ce-i adunat, adunat. Păi da. Ce să faci? Rapidul, după meciul de aseară, iese din lupta pentru play-off sau încă nu? Ia, nu e, mă, cu orea. Stai, mă, să vedem jucătoria noi. Nu-i... Și că-s bune, mi-a zis meme, eu nu știu eu. Dar mi-a zis meme că ăia jucătorii, a unul din ei, care este de culoare... Da, atacantul. Da, este că foarte bun jucător acum. Să vedem acum, nu știu. Nu? Și ce a zis meme? Că sunt jucători buni de valoare? Mi-a zis, bă, Gigi, ăla jucător valoros. Nu știu. Nu știu eu. Bupenza. Și stai să vedem, când o intra ăia jucători, iar
Bă, Corea, sunt jucători noi, până fac relația de joc, nu știu, dar nu e rapidă. Rapid e rapid, adică omul a investit bani acolo, nu poate să fie de a... Nu? Da. Da, nu... Eu tot cred că... Da, da, să spun un lucru. A. Că o scoatem pe petrolul, să zicem. Da. Că o scoatem pe petrolul, că o scot și ei pe petrolul, nu numai noi. Numai că pe petrolul trebuie să scoatem, trebuie să scoatem două. A noi o să scoatem, dar mai trebuie după aia, da, și noi și ei, ca să nu spunem numai ei, trebuie să scoatem petrolul și una din oțelul și dinamă. Deci, problema e pericol, că dacă trebuie să o scoți pe dinamă, de exemplu, te bate dinamă, hai la revedere. Trebuie să o scoți pe oțelul, te bate oțelul, hai la revedere, că se adâncește distanța. Deci de-aia eu vorbesc pe o regiune, dar eu mă uit pe clasament și văd. Deci noi trebuie să batem petrolul cu orice preț trebuie să batem. Da, da, așa este. Aveți dreptate. Păi nu te joci cu asta. Nu. Te bate petrolul, se duce petrolul. Mai în față rămâi 12, ei fac 18 și după aia aleargă după play-off. Da, și nu poți să știi, cum a zis noastră și cu Rapidul, nu poți să știi. Poate intră jucători ăștia, poate se schimbă treaba. Bă, dacă nu știi, dar este noi și noi și ei, avem o problemă cu play-off-ul la ora asta, noi și ei. Nu ca să nu zic ei numai, că și noi avem, înțelegi, o problemă, da, cu play-off-ul. Deci noi avem și cu Rapidul problemă cu play-off-ul. CFR și Craiova n-au nicio treabă. Da, 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 va a pica bine, nu că victoria lui Iași. Cu cine? Cu Craiova? Da, da. Bă, a picat, că noi am luat un punct, i-au pierdut. Deci, la ora asta sunt trei echipe care se știu în play-off. Uh-huh. Cluj, CFR și Craiova. Astea uh-huh. sunt doar trei echipe care se știu în play-off. În rest, celelalte trei nu se știu. Uh-huh. Da, corect. Așa este. Dar oricum, surpriza mare că i-a bătut Iașu. Cred că nu v-ați aștepta, sincer. Bă... Pe Giulești, nu te aștept să bată nimeni pe Giulești. Nu, nu, mă refeream la Craiova, zic. Surpriză mare că i-a bătut Iașu, pe Craiova, zic. A, pe Craiova, da. A, pe Craiova, da, da, pe Duda. E văzut că i-a făcut, i-a țândări, i-a făcut, adică a avut ocazii multe. Nu? Da. A avut ocazii. Norocul lor al Iașului și al nostru, că a plouat. Uh-huh. Și nu mai conta calitatea jocului, știi? Adică era joc de luptă și ăia au fost luptători mai mari. Da, da, da. A fost, dacă și câștigați la CFR, CFR era o etapă perfectă. Perfectă era etapa. Păi ce să facem? Ce să facem? Asta e. N-am făcut bine echipa din prima. Ce să facem? Cum n-ați făcut bine echipa? Păi n-am făcut-o. Trebuia să joace din prima Radunovici, trebuia să joace Tănase din prima la mijloc. Ce să facem? N-am făcut-o bine. Că asta e, acum aveți noastră, nu sunteți inspirat, știi? Păi, dar nu e, acum mai știm acum, știm, să vedem cum, ce și fel. Uh-huh. Și pe linia de fundeș vă gândiți foarte serios dacă jucați cu trei fundași, că bine, mai e ceva, toți trei sunt beton, că și Popescu ăsta a intrat excelent, a jucat. Păi da, da, da. Da, și da. Practic ce faceți? Eliminați laterali, practic, nu? Îi eliminăm, jucăm numai cu atacanți. Aha. Uh-huh. Am înțeles. Apropo de atacant, domnul Becali, știu că nu e frumos, adică nu e frumos, cum să spun eu, să vă întreb așa, că nu stați dumneavoastră să comentați Dita Mai Patronul, omul numărul unu din fotbal, să comentați ce fac jucătorii. Doar vă întreb, dacă nu vreți să comentați, nu comentați. Știți de ce vă întreb? Că l-am văzut și pe meme că l-a luat aseară. Vi s-au părut niște gesturi obraznice ale lui Munteanu, alea cu plânsetele și toate astea? Nu, că nu are de ce, pe ce, la ce. Adică că a făcut că plângeți voi, că nu l-ați luat. La goluri, așa a făcut, că plânge, adică să plângeți, că nu l-ați luat. Bun, noi am plâns că nu l-am luat atunci, nu că a dat golurile. Noi am plâns că știam care valoare. Deci noi am plâns de atunci, nu mai plângem și acum, nu? Uh-huh. Noi n-am plâns odată, mai plângem iar. Am înțeles. Deci nu vi s-a părut totuși ceva ieșit din... Eu nu cred că a făcut gestul despre noi, că el știa că noi l-am vrut. Deci n-are de ce să facă împotriva noastră, care l-am vrut tot timpul și am vorbit frumos de el. Uh-huh. Nu? Uh-huh. De ce să faci? Că nu știu, nu cred. Poate a făcut cine știe. Sau poate în prostia lui, copil fiind,
că un copil ce pretenție. Corect, făcut... corect. Entuziasmat, că a marcat și da, spune. Că a marcat și n-are de ce fac oamenii, băforia. Orice gest și orice glumă mai e permisă. Numai să nu jignești. Ce a făcut băiatul? A făcut și el niște gesturi. Bravo da, lui da. Că le-a făcut. Ce? Dacă... Ia zice, ce înseamnă care tupeu. Nu care tupeu, dar a făcut și omul niște gesturi. E om, are sentimente. Mm-hmm. Așa a crezut el să facă. N-a jignit cu nimic, n-a deranjat pe nimeni cu nimic. Ce a făcut? Mm-hmm. N-ai văzut și eu? Eu ar fi ultimul care am să critic cu oameni, că eu vorbesc de toți. Și atunci ce să fac acum? Nu? Am înțeles. Toți oamenii sunt cumiți. N-ai văzut? Numai eu nu sunt. Ciucu nu vorbește, ăla nu vorbește, Rotanu nu vorbește, eu sunt sigur care vorbesc. Și atunci dacă mai zice eu câte un ceva, ce-l critic bă, da, eu. Da, da. V-am văzut că v-a mai și enerva seara. Bă, pă, ce faceți, mă luați la mișto? M-a sunat să mă luați la mișto seara. Păi da, da, păi da, ce să... Că, dom'le, că câte schimbări ai făcut, că ce faci, nu, păi da... Păi că de ce câte trebuia, păi dacă trebuia... 5 am făcut numai 4. Trebuia numai 4 dacă am făcut 4, că puteam să fac 5, nu? Da. Adică mă sun, eu răspund, deși eu la ora 10 eu dorm. Dormeam. Adică mă pusesem în pas să dorm. Că nu mă uit la toate emisiunile. Mă uit puțin după meci 10 minute, un sfert de oră să văd dacă sunt faze. Păi mă culc. Că nu stau eu. Sunt bătrân, mă, hori, eu trebuie să dorm. Leu nu îmbătrânește niciodată, domn Becali. Da, leu are colții, colții, ha-ha-ha-ha-ha. Ce face tancul? Bârligea, ce face tancul? Băi, până când o să mă vadă în coșu, până atunci ai voi stăpâni toate. Să vă dea Dumnezeu să fii până sănătos. Până atunci o să fiu numărul unu la toate. Să fii sănătos, domnul Becali. Ați dovedit că sunteți numărul unu cu prisosință. Ce să mai? Ați luat titlul anul trecut, sunteți numărul unu. Ce să mai? Oricine și aia care vă contestă, ce să vă spună? E, treaba lor. Ce fiecare știți cum e. Dacă nu mai luați titlul anul ăsta și le ia altcineva, na, asta e viața. Nu se poate asta, nici ca gândire să nu mai gândești, te rog. Dacă altfel nu mai intrunci la tine, dacă mai zici așa ceva, ești la emisiune, nu mai intrunci la tine. Băi, intrați la Naum! Să nu mai zici așa ceva, mai bine intru la Naum decât mai să mă dacă mai zici așa ceva. Da. Ce face tancul, bârligea, că l-așteptăm cu toții, suntem curioși. Hai că o să-l vedeți acum cu petrolul. În serios, cum vii? Ce vă zic băieții? Cum e la antrenament? Cum e? Păi ce să zic? Ce să zic? Fotbalist? Zic că, tank? Da, domnule, a zis că e ceva extraordinar. Machează golul, forță, viteză. Uh-huh. Da. Deci cred că de-abia l-așteptați. Da. Hai să vedem cu petrolul, da? Da. Bine, mulțumim, domnul Becali, succes! Ai sănătate! La revedere! Da. O să intre Bârlice, e clar. Clar. Poziția de ce s-a dat bani? Nu se joace. De ce s-a dat bani? Poziția de număr 9 e... Sunt curios câtă răbdare va fi cu Bârligea. Și eu sunt curios cum va proceda domnul Becali dacă Bârligea va avea cifrele lui Companie. Că și Companie a costat mult. Păi cifrele lui Companie nu au fost rele. Și a plecat pe 10% din suma. Nu i-a plăcut stilul de joc, nu i-a plăcut. Stai, adică eu cred că dacă Bârligea va avea cifrele lui Companie, patronul va fi foarte mulțumit de la FCSB de el. Și eu zic la... Fără discuții. Cu toate companii o să plătesc 1,5 milioane pe el și pleacă pe 150.000 sau nu știu. Dar dacă va avea cifre, se va impune și va avea reușitele care le-a avut companiul la FCSB, cred că va fi foarte mulțumit. Da, și sunt curios să vedem ce se întâmplă. Chiar sunt curios să vedem ce se întâmplă cu Bârligea, pentru că Bârligea poate să schimbe mult în bine jocul, da. Știi? Mai ales dacă o să reușească să și marcheze.